conștientizarea tinerilor din județul Arad cu privire la riscurile implicate de consumul de alcool, tutun, droguri ilegale, substanțe și plante nebotanice. Ca și obiective ale proiectului ne-am propus două linii mari de lucru. Prima linie este crearea unei rețele de educatori pregari, adică puțin mai pe rapid despre lucrul ăsta, o să formăm un grup de tineri, pot să fie elevi, studenți sau voluntari interesați să lupte împotriva consumului de droguri și aceștia vor merge prin unități de învățământ, în facultăți, licee, învățământ gimnazial și vor face prevenirea consumului de droguri. În cazul informațiilor care sunt transmise în mod oficial în sala de clasă de către profesori. Sperăm să avem un succes mare cu activitățile noastre și să reducem cât mai mult consumul de droguri la nivelul județului Arad. Campanie locală prețuiește viața, spune stop etnobotanicelor, prea rebel ca să fiu condus, o campanie de prevenire și conștientizare a viitoarelor mame cu privire la riscul consumului de droguri și alte proiecte pe care le-am desfășurat în anii anteriori. Îmi face o plăcere deosebită să constat dezvoltarea frumoasă pe care acest parteneriat între autorități, revăd persoane cu care ne reamintim cu drag atât de mulți ani de colaborare pe care îi avem în spate. Ceea ce aș vrea să subliniez, sigur, eu nu voi intra în detaliile proiectului pentru că este încă un exercițiu extraordinar de parteneriat între ONG-urile private active și în special aș sublinia alături de autorități acele ONG-uri care promovează voluntariatul. Eu voi sublinia câteva aspecte care sunt de noutate, faptul că suntem Agenția Națională Antidrog ca și coordonator de politici naționale pe linia traficului, combaterea și prevenirea consumului de droguri. Este în faza în care a lansat și dumneavoastră probabil cunoaște, se află în dezbatere publică noua strategie antidrog. Ceea ce este în continuare a ceea ce se întâmplă sau care este postamentul inclusiv pentru acest proiect pe care astăzi îl lansăm aici, reprezintă tocmai factorul de noutate, noua strategie, adică acea reorientare și acel accent care este pus pe activitățile de prevenire. Cum va decurge pregătirea voluntarilor? Practic, ce veți învăța să facă? O să avem două zile de formare, câte 7 ore în fiecare zi și vom începe în prima zi despre comunicare, despre modul în care să se adreseze tinerilor, despre ce ar trebui să spună în fața unui grup, despre cum să se comporte în fața unui grup, după care în ziua a doua să continuăm cu informații concrete despre ce înseamnă consumul de droguri, riscurile consumului de droguri, o să facem o clasificare a drogurilor și o să le transmitem cât mai multe informații tehnice, astfel încât ei să fie cât mai bine pregătiți în momentul în care vor fi în fața clasei și se vor ridica diferite probleme și întrebări din partea elevilor. Când vor începe cursurile? Cursurile încep săptămâna viitoare, luni și marți o să fie cele două sesiuni de formare, după care se vor programa pe echipe să meargă în școli, urmând să parcurgă toate unitățile de învățământ din județul Arad. Juliana, câteva cuvinte despre cât de importantă este această prevenire a... Noi credem și avem convingerea ca și profesioniști în domeniul prevenirii că este esențială. De altfel, așa cum spuneam și în lansarea acestui proiect, faptul că noua strategie națională antidrog se orientează cu preponderență spre prevenire, cred că spune foarte multe. Ați observat că adaptarea dealerilor pe solicitările, pe cererea care există și așa cum spuneam, atâta timp cât există cerere, există și ofertă și sigur că reacția nu poate veni decât după, din păcate, după ce răul se instalează, altă modalitate de cât prevenirea nu avem. Și de aceea noi credem că este esențial, iar Aradul este un suflu foarte important în rândul tinerilor care se mobilizează extraordinar de bine și asta spune foarte multe. Subliniam așa, e sigur că este meritul adulților că știu cum să facă acest lucru, cred că este o generație de copii foarte activă și cred că creativitatea lor merită să aibă susținerea noastră tocmai pentru ca această creativitate să fie folosită constructiv pentru lucruri frumoase. În artă, în sport arătam aceste lucruri și din păcate nu spre direcția aceea de care ne ferim cu toții și pentru care luptăm prin asemenea acțiuni. În anul 2010 am lansat o campanie de luptă împotriva consumului de etnobotanice împreună cu primăria, cu centrul antidrog și cu inspectoratul școlar, poliția locală și poliția de stat este acum. A fost o idee pe care am îmbrățișat-o cu toții, ne-am făcut și un plan de acțiune, am avut
o finanțare nu foarte mare din partea primăriei, dar care ne-a ajutat foarte mult. Am reușit să tipărim pliante, să facem niște cursuri pentru elevi ca să poată să lucreze cu ceilalți colegi al lor în acest sens. Ca finalitate anului trecut a fost un filmuleț pe care am reușit să realizăm și pe care îl prezintă colegii în școli și elevii care merg în școli. Și avem și o pagină web pe care se poate comunica cu elevii și cu cei care doresc să aibă informații. Am început să lucrăm, să încercăm să intrăm în localuri, în baruri unde sunt tineri care merg să bea o cafea sau un suc sau ceva. Și am avut deschidere și din acest punct de vedere. Sperăm să putem să facem și mai mult dacă ne implicăm în acest proiect. Ideea este că întotdeauna, dacă se colaborează între autorități și ONG-uri, eu zic că se pot face multe. Și, într-adevăr, elevii au înțeles acest lucru și mai ales cei din Consiliul Local și Județean noi în această campanie și sperăm să fie și de acum încolo. Am răspuns cu bucurie aceste invitații și noi, Asociația Educație și Centrul Județean de Voluntariat, de a fi parteneri în acest proiect de prevenire a consumului de droguri. Scopul nostru, în special, este acela de a informa tinerii care sunt dependenți sau care au probleme cu drogurile, tot prin rândul tinerilor, de a le demonstra că sunt și tineri de succes sau elevi de succes, care fie prin învățătură, fie prin activități culturale sau sportive, dovedesc că se poate și un alt stil de viață, în afara acelui stil de viață periculos pe care îl oferă consumul de droguri.